Rixalt cu 360 de grade. Foarte bine aterizat. Danilova legat cu un flick salt cu deschidere. Danilova. Săriturile artistice, salt înapoi, grupat. Sigură până acum Stella. Urmează pirueta. Piciorul la 90 de grade. Aici o ușoară dezechilibrare. Saltul lateral. Două sărituri artistice legate. Danilova terminată în cumpănă. Atentă, Stella, coborârea. Dublu echier, un pas la aterizare. Așa că este un exercițiu bun pentru Stella. Și o văd întorcându-se ca să o ajute pe Cătălina Ponor să-și pregătească aparatul. Și o urmări în continuare pe Cătălina Ponor. Am spus că am văzut despre ea. Ușoară dezechilibrare la piruete. Nu este un element pe care Stella îl stăpânește foarte bine și la sol are deseori probleme la piruetă. Astăzi nu poate bate nimeni cu nota pe care o va obține la bârnă. Stella va trece departe în frunte. Acum 15-80 la paralele, 15-40 la sol și un 14-80 la sărituri. Vom vedea o notă cel puțin egală, cred, cu a Sandrei Izbașa. 15-80 a primit la bârnă reprezentanta clubului Steaua. Steliana este de la Sibiu. Un exercițiu e curat, e ușor de arbitrat, a trebuit să vedem nota destul de